România are un nou Transfăgărășan, o nouă șosea spectaculoasă care străbate munții Apuseni. A fost refăcută complet cu fonduri europene, 70 de milioane de euro. Așteptată de 30 de ani, drumul Apusenilor devine cel mai mare proiect de infrastructură montană din Transilvania. Comparată cu Transfăgărășan și Transalpina, șoseaua leagă județele Cluj și Dolj printr-o zonă cu un uriaș potențial turistic. Prin refacerea infrastructurii, cele două județe vor fi conectate la rețeaua transeuropeană de transport, adică la peste 400 de orașe din Europa. Urmăriți un nou episod, Europa mie bine, ție bine, realizat de Ioana Ciorlea. Călătoria noastră pe drumul Apusenilor începe în localitatea Valea Drăganului din județul Cluj. Suntem la 64 de kilometri de Cluj-Napoca și la 85 de kilometri de Oradea. De altfel, acest drum leagă județul Cluj de județul Bihor. Și mulți spun despre această șosea că este atât de spectaculoasă încât poate fi comparată cu Transalpina sau Transfăgărășan. Pornim la drum să vedem dacă așa e. Văzut de sus, drumul care șerpuiește prin munții Apuseni e o încântare. O călătorie printre brazi uriași pe un asfalt perfect, care îți dă senzația că ești pe o pistă de avion. Suntem pe tronsonul din județul Cluj, finalizat anul acesta după 3 ani de lucrări. Și de la nivelul solului, șoseaua e la fel de spectaculoasă. 25 de kilometri care traversează satele pitorești și pădurile seculare de pe Valea Drăganului, o zonă cu natură sălbatică, cum puține au mai rămas în Europa. Reabilitarea acestui tronson a costat 32 de milioane de euro, majoritatea fonduri europene. Au fost refăcute două șosele, drumul județean 764B și drumul național 108K și au fost construite 7 poduri și 80 de podețe. Muncitorii au excavat 60.000 de metri cub de terasament și au turnat 51.000 de tone de mixtură asfaltică. De-a lungul drumului au fost amenajate 50 de intersecții, 7 stații de autobuz și 6 parcări. În plus, a fost refăcut trotuarul pe o lungime de 10 km. Ca să înțelegem mai bine cât s-au schimbat lucrurile de când șoseaua a fost modernizată, ne uităm la aceste imagini. Era un drum inaccesibil pe anumite porțiuni, fără asfalt, fără marcaje, pe care puțini șoferi se încumetau să pornească. Arăta ca după război. Deci, cred că din 90 n-am mai văzut asfalt. Mai ales ultima porțiune, de vreo 5 km. Și probabil cu cât urcai mai sus, cu atât se strica, pentru că erai mai la munte. Exact, și datorită vremii. Pentru turiști, drumul era o piedică, iar proprietarii de hoteluri și pensiuni simțeau din plin acest lucru. Aveam mulți turiști care veneau la noi și îmi spuneau: e mai scump reparația la mașină ca și cazarea la dumneavoastră, și datorită acestui fapt mulți nu mai veneau, pur și simplu. Lucrurile s-au schimbat foarte mult în bine, pentru că numărul de turiști a crescut destul de semnificativ. Pe weekenduri, cel puțin cu 2-3 săptămâni înainte rezervare. Vă spun ceva turiștii acum când ajung? Da. Cu referire la drumul este extraordinar. Cu asta, când intră la noi, drum extraordinar și peisaj. În județul Cluj, drumul trece printr-una dintre cele mai frumoase zone din munții Apuseni, lacul Drăgan. Barajul Drăgan e un loc atât de special încât merită să te oprești aici, măcar pentru a face o poză, o amintire pe care să o păstrezi în telefonul mobil. E un loc în care natura e sălbatică și în același timp foarte liniștită. Noi am prins o zi nu tocmai frumoasă, bate puțin vântul, dar e atât de multă liniște aici, încât senzația este că doar vântul te deranjează. Cel mai mare lac de acumulare din județul Cluj, lacul Drăgan, este înconjurat de păduri, care, indiferent de anotimp, oferă un spectacol vizual impresionant. Iar barajul în formă de arc, lung de aproape jumătate de kilometru și înalt de 120 de metri, e unul dintre cele mai mari din țară, un loc care merită vizitat și care devine mult mai accesibil odată cu modernizarea infrastructurii.
Lucrările la drumul Apusenilor n-au fost misiune ușoară, fiind vorba despre o zonă montană greu accesibilă și înconjurată de stânci. Pentru siguranța rutieră au fost montate parapete metalice pe o distanță de 10 km și plase de protecție pe versanți, iar mai bine de 7 km de drum au fost protejați cu ziduri de sprijin. Șoseaua este semnalizată și marcată pe întreaga sa lungime, iar asta face ca drumul să fie ușor de parcurs, chiar dacă e plin de serpentine. Frumusețea unei călătorii la munte stă și în surprizele pe care ți le oferă vremea. În aceeași zi poți vedea peisajele și printre picături de ploaie și în soare plin. Iar locurile spre care te ghidează șoseaua sunt uimitoare. Am coborât de pe drumul Apusenilor într-o vale și am ajuns într-o grădină secretă. O oază parcă ruptă din povești, în care i-am întâlnit Vâslin, pe Dina și Florin. Dina și Florin sunt soț și soție și sunt proprietarii unei grădini întinse pe un hectar, pe care au amenajat două case pentru oaspeți. Le vizităm. Aici avem căsuța albastră. Hai, ce frumoasă e! E un mix între modern și rustic. Căsuța e pentru 6 persoane. Oamenii mai înalți un pic trebuie să se aplece. Da. Ideea e că e totuși un proces de învățare. După ce dai de două ori cu capul, știi că trebuie să te apleci. Printr-un proces de învățare au trecut și cei doi soți când au început o afacere în turism. S-au întors în România după 8 ani în Anglia, în care au avut meserii total diferite. Inițial am mers în ideea că o să stăm vreo 3 ani de zile. Urmă am stat 4 și tot așa. În fiecare zi veneam acasă, dar nu mai veneam. Da, după 8 ani de zile am zis e timpul că prea am stat în zona de confort și trebuia să facem o schimbare. Schimbarea a apărut și după ce a fost modernizat drumul Apusenilor. Cei doi își amintesc cum era șoseaua înainte și văd cum au evoluat lucrurile de când asfaltul e ca în palmă. Înainte de a veni aici să căutăm locul, ultima dată am fost când eram în liceu, am făcut excursie și drumul era destul de rău, aproape spre impracticabil. Cum erau majoritatea șoselelor rurale de la noi din țară, din păcate. Și fața localității s-a schimbat, pentru că odată cu șoseaua s-au făcut și terasamentele, s-au făcut și trotuarele, mobilitatea este mult mai bună, oamenii deja vin mult mai mult înspre Valea Drăganului, pentru că este o zonă turistică și este chiar foarte frumoasă, aproape de Oradea, aproape de Cluj, aproape de Zalău. Dar prin simplu fapt că înainte ca să ajungi până la baraj, îți lua aproximativ 45 de minute, o oră, foarte, foarte mulți preferau să meargă în altă zonă. Dar acum fluxul de turiști este cu mult mai mare. E super, e de poveste. Ești în altă lume. Da, De unde sunteți? Din Drobeta Turnul Severin. Departe. Am făcut un tur așa, am trecut la Sibiu. Cum e? Îți place cum aici? Pentru cine am venit aici? E frumos? Îi lăsăm pe turiști să se bucure de vacanță și ne continuăm călătoria pe drumul Apusenilor spre Bihor. În județul Bihor, drumul Apusenilor are două tronsoane, în total 56 de kilometri. 38 de milioane de euro de la Uniunea Europeană au fost investite pentru reabilitarea lor. Un sector de 13 kilometri de la Remeți la Valea Drăganului e gata din vara lui 2021. De cea de-a doua porțiune de 43 de kilometri, care pornește din Beiuș și ajunge la Stâna de Vale, lucrările sunt pe ultima sută de metri. I-am găsit pe muncitori săpând în stâncă. Vedeau bolovanii și carosabili. Noi, în primul rând, am venit, am deslizat, am făcut o derocare adecvată și rânguire, după care am început să forăm pentru introducerea ancorelor. Ancorele respective furate la 3 metri adâncime, după care se injectează și după care se muntează plasa și pe ancorele respective se prinde plasa cu niște plăcuțe și piulițe. Vara aceasta lucrările urmează să fie finalizate și pe acest tronson, iar drumul Apusenilor să fie complet refăcut.
După mulți ani de așteptare, oamenii care locuiesc în satele străbătute de această șosea se uită la ea ca la o minune. N-am sperat atâția ani că o să avem și curent și șoseaua făcută. S-a întâmplat. Cei care locuim sau care avem casă de vacanță aici, așteptăm aproape de 30 de ani. Am prins drumul când făceam 10 km în 50 de minute. În Bihor, drumul Apusenilor leagă trei zone turistice: Stâna de Vale, Valea Iadului și Valea Drăganului, la limita cu județul Cluj. Cei care au afaceri în zonă așteptau de mulți ani o investiție în infrastructură. Acest proprietar de pensiune povestește că iarna era complet izolat. De când cădea zăpada, era oprită. Noi eram ultimul punct. Știi? Noi eram ultimul punct, aici se întorceau utilaje. Nu se circula în sus. Aici era capăt de linie, cum spun. Rob, intrau tafurile, tractorile și noi o să cu mașini mai înalte puțin. Restul era o catastrofă. No, e important că s-a făcut un pas foarte mare înainte, fiindcă ajută în toate punctele de vedere zona turistică. Dincolo de frumusețea acestei șosele și de beneficiile pe care le aduce turismului, drumul Apusenilor leagă localitățile din județul Cluj și Bihor la rețeaua transeuropeană de transport TNT. Este vorba despre ambițiosul proiect al Uniunii Europene, care își propune ca până în 2050 să construiască o rețea de căi rutiere, feroviare, navale, maritime și aeriene, care să traverseze continentul și să interconecteze infrastructurile de transport, telecomunicații și energie din statele membre. Cu alte cuvinte, prin modernizarea drumului Apusenilor, localitățile din județele Cluj și Bihor vor fi conectate la peste 400 de mari orașe din Europa.